La insistențele parlamentarilor dâmbovițeni, ministrul Doina Popa și-a făcut puțin timp și pentru o vizită în județul nostru. După ce a constatat efectele inundațiilor din ultima perioadă, în localitățile Odobești, Susea, din Titu și Găiești, ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură a ajuns și la Moreni. Suntem la toate obiectivele să vedem care se pot rezolva prin eforturi locale, prin ABA, care se pot rezolva cu bani de la noi în ideea că trebuie un studiu de fezabilitate care ar putea să se întâmple anul ăsta sau că e o lucrare mare care ar trebui prinsă pe post mediu pentru exercițiul bugetar următor sau din resurse guvernamentale, dar pentru anul viitor. Deci judecăm în prioritizare, dar să găsim o soluție pentru că toate sunt lucrări necesare în urma la ce s-a întâmplat datorită inundațiilor. După ce a ascultat toate problemele reprezentanților locali, ministrul delegat a făcut mai multe promisiuni privind implementarea proiectelor pe fonduri europene. Deci nu a fost niciun obiectiv până acum la care să nu găsim soluția pe loc, exceptând aici unde trebuie să gândim ce facem, tocmai să fim în legalitate, pentru că podurile nu țin de noi, e vorba de un prag de fond care aparține podului și știți foarte bine că e Curtea de Conturi care păzește ca orice bani investit să se facă nu neapărat în folosul comunității, ci acolo unde trebuie. Este ca și cum te duce să zugrăvești în casa altuia, ceva de genul ăsta. Și podul peste râul Cricov a fost în atenția ministrului. Deși acesta a fost reabilitat de curând, încă mai are nevoie de o serie de lucrări în perimetrul Albiei. În urma vizitei prin județ se vor scrie mai multe proiecte pentru a primi fondurile necesare de la Uniunea Europeană în exercițiul financiar 2014-2020. Intravilan Găiești se rezolvă anul acesta. Cum am amintit mai înainte, proiectul tehnic la Odobești, care este o sumă considerabilă, deja conform discuțiilor de astăzi, încercăm să-l prindem pe lista de rectificare de buget aprobat la ultima ședință de guvern, care intră în vigoare peste câteva zile și încercăm să ajutăm la proiectare, ca să fim la linia de start pentru execuție, aferent bugetului de anul viitor. Vizita a continuat în localitățile Vișinești, Iedera, Finta, iar ultima oprire a fost la Nucet.